Părul tău e mai decolorat de soare, regina mea de negru și de sare. Țărmul s-a rupt de mare și te-a urmat ca om, ca un șarpe dezarmat. Trec fantome ale verii în declin, corăbile sufletului meu marin. Și viața mea se luminează sub ochiul tău verde la amiază. Nu mi-am propus niciodată, nu mi-am dorit să fiu actriță. Visul meu era să fac arhitectură. Mă pregăteam chiar să dau examen la arhitectură. În ultimul moment lucrurile s-au schimbat, au luat o întorsătură cu totul și cu totul și cu totul neașteptată. Am fost aleasă, am fost descoperită, am fost găsită de regizorul Savel Șteopu, care a propus părinților mei să îmi permită să dau o probă de film. Și am dat o probă de film la, cu Savel, la un film pe un scenariu de Marin Preda, un film care nu s-a mai făcut. Probele au rămas la studio, le-a văzut anul următor Liviu Ciulei și m-a distribuit în Valurile Dunării. Bună seara! Bună seara! Dumneata ești Moraru? Eu sunt. Vin de pe șlepul 724. Toma transmite că acceleratul de Giurgiu n-are întârziere. Asta-i tot? Da. Dar eu cred că vor aduce tot șlepul aici. Armele sunt în mâinile lui Toma și ale lui Mihai. Care Mihai? Soțul meu, cârmaciul șlepului. Îți mulțumesc. Și acum vrei să te întorci pe șlep? Nu. Duminica la ora 6 a fost pentru mine filmul care a făcut trecerea între film și numai film și teatru. Lucrând cu Pintilie, care este un mare regizor de teatru și în clipa aceea nu făcuse încă film, a fost primul lui film, a lucrat cu noi și cu mine în mod special, probabil simțea că am nevoie de asta, într-un regim de repetiții ca de teatru. Până într-acolo încât și la posincron, pentru buclele de posincron, repetam înainte ca să să reintri în stare. Starea, da, de la filmare. Irina Petrescu a marcat cinematografia românească prin jocul său inteligent și modern, reușind să atragă atenția unor regizori din străinătate. Și nu este o legendă. Irina Petrescu chiar a fost timp de 6 luni la Hollywood, unde i s-a propus să rămână. A fost invitată de scenaristul Abby Mann, care luase un Oscar pentru procesul de la Nuremberg și care a văzut filmul duminică la ora 6 la... cred că la Mar del Plata. Și atunci firma Paramount mi-a făcut o invitație de întâlniri, de probe, de stagiu. Și am stat cam 6 luni... În Hollywood. Da, da. Într-o casă a companiei Paramount. Luam lecții de engleză la un colegiu în Santa Monica. Dar eu eram atât de tare îndrăgostită în acea perioadă că nu trăiam decât pentru a primi scrisori. Printre alții am scris și lui Vitanidis, cu care făcusem un film înainte de a pleca, că îl rog din suflet dacă nu cumva se poate să mă distribuie în ceva și să-mi poată plăti drumul de întors acasă, pentru că eu nu aveam bani. Și într-o bună zi m-am trezit cu un bilet de avion și m-am urcat în avion și am venit acasă definitiv. Unde ai fost? Aiurea. Tu dormeai atât de frumos și de adânc că credeam că pot cutreiera toate pădurile fără ca tu să te trezești. Am fost în clopotniță.
Am vrut să mă urc până în vârful muntelui. Ce vorbești? Și nu ți-a fost teamă să umbli așa? Ba da. Mi-a fost puțin frig, dar nu atât de tare încât să mă întorc. Dacă nu se lăsa întunericul, aș fi urcat până în vârful muntelui. Eu am terminat institutul făcând mai mult film decât studiu de teatru. Pe scenă. Făcând, practic, un singur rol, Ifigenia Naulida. Vai, o soare încântător, tu al lui Jupiter făclie, ce în ceruri strălucești. Eu plec, de aici în altă lume trec. Rămas bun, deci, lumină vie. Este un anumit moment, așa cu puțin timp înainte de premieră, când ai impresia că nu iese absolut nimic, că totul este o strădanie degeaba, că totul e prost, că totul e, că nu va ieși niciodată la lumină. Și e momentul de criză psihică a muncii, dar care întotdeauna se sfârșește cu bine. În anii 70, Irina Petrescu se afirmă ca actriță de teatru în rolul Lena, din piesa Leons și Lena de Georg Büchner, în regia lui Liviu Ciulei. Să deschidem un teatru? Dar știu ce vrei. Să spargem toate ceasornice. Să interzicem toate calendarele. Să numărăm orele și lunile după ceasul florilor. Acela a fost, cred, cel mai frumos spectacol din viața mea. Atunci am descoperit marea minune care este Liviu Ciulei, abia lucrând la teatru. Cu o carieră artistică îndelungată la teatrul Lucia Sturza Bulandra, Irina Petrescu interpretează, în paralel, numeroase roluri în teatrul de televiziune. Pentru Dumnezeu, ce se petrece aici? Ce vor tot acești monștri? Ți-am dat viața mea și talentele mele. Locuim împreună în același apartament și împărțim un dormitor, a cărui cuvertură de pat a fost brodată după un desen imaginat de mine. Nu-mi vegheat întotdeauna ca friptura ta să nu fie niciodată prea arsă și cafeaua ta niciodată prea dulce. Omul se poate despărți de multe, să nu-ți fie dat asta niciodată, copilul meu. Promite-mi că îl face fericit. Și că vei rămâne întotdeauna așa cum ești, cinstită și credincioasă, ție însăți. Așa vei rămâne, așa. Este bine când ești mulțumit de ce faci, când îți iese cu oricât de mult chin ceea ce vrei și ceea ce se dorește de la tine și ești foarte nefericit când nu iese. Și sunt pe parcursul unui răstim de repetiții, sunt nenumărate faze de chin, de nemulțumire, de furie chiar. Ce să fie frică? Este o dulce povară. Ce? Să nu vă fie teamă nici de dragoste și nici de moarte. Totul la mine s-a petrecut din întâmplare. Toate au venit. Și pentru că sunt fatalistă, cred că s-a întâmplat, mi s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.